rugăm să vă uitați pe această carte și să învățați tainele apei. Elevii au împărțit în cartierul Schela Cladovei pliante și ghidul de informare a cetățenilor cu privire la conservarea resurselor de apă. Cum vi se pare această acțiune a copiilor? Foarte bună, foarte bună și educativă. Știați că mâine este Ziua Mondială a Apei? Nu știam. Veți citi ghidul? Da. Cu siguranță, sigur, e interesant, mai ales pentru tineret. Vrem să tragem un semnal de alarmă către cetățeni ca să nu-și mai polueze cu deșeurile menajere apa, pentru că apa reprezintă pentru noi o sursă a vieții, fără de care nu am putea să trăim. Acțiunea face parte din proiectul Educație pentru Viitor, implementat de Asociația Promehedinți. Mesajele și desenele au fost realizate chiar de elevii voluntari sub îndrumarea echipei de proiect. Proiectul nostru se derulează pe o perioadă de 17 luni și se axează în principal pe activități de conștientizare. Această activitate este dedicată Zilei Mondiale a Apei și urmează Ziua Mondială a Mediului și Ziua Curățeniei. Aceste acțiuni pentru elevi sunt extraordinar de importante, întrucât îi conștientizează să păstreze mediul curat, apa curată, să nu ajungem la criza apei. În același proiect sunt implicați 120 de elevi și 12 profesori de la toate școlile din Drobeta-Turnu Severin.